Este târziu și si te întinzi în in pat urmărind videoclipurile noastre. Între timp, ti se pare că auzi un zgomot în camerele alăturate, oprești videoclipul și si asculti, însă nimic, îți spui că cel mai probabil a fost pisica. Când te așezi mai confortabil în pat, trei bărbați dau buzna în camera ta, toți cu glugi și cagule. Înainte să-ți dai seama, cei trei te imobilizează și îți acoperă gura cu o batistă. Nu scot niciun cuvânt pentru că nu sunt aici să te omoare, te răpesc. Dar ar fi bine să știi că sunt unele lucruri pe care ar trebui să le faci chiar acolo. Adevărul este că unii oameni răpiți sunt mai pricepuți decât alții, cum a fost cazul lui George Kelly sau George Machine Gun Kelly și nu, nu cântărețul american, ci criminalul notoriu. Acesta a răpit un om de afacere extrem de bogat numit Charles F. Aschel. El a fost poate cel mai deștept om răpit vreodată, poate vă întrebați de ce. Poate că Ascel a fost legat la ochi, dar a fost conștient imediat că trebuie să-și ia notițe mentale. Ar trebui să-ți notezi și tu, dacă ești răpit, nu te lupta, începe să gândești. Răpitorii l-au pus pe Ascel în mașină și cu toate că era legat la ochi și nu putea vedea nimic, el și-a dat seama că a trecut pe lângă două câmpuri petroliere aflate la 30 de minute distanță unul față de celălalt. Cum și-a dat seama, le-a mirosit și a auzit pompele folosite la extragerea petrolului. Tot timpul cât a fost ținut în mașină, el a încercat să calculeze cât timp a trecut pe cât de bine posibil. Știa că atunci când șoferul a oprit pentru benzină, ceasul era aproximativ 3.30 după amiaza. El a raportat agenților FBI că a durat aproximativ o oră până să fie transportat la o casă. A auzit o poartă deschizându-se și apoi încă una. Toate aceste notițe mentale și amintiri ne demonstrează că domnul Ashcel avea o memorie formidabilă. Totuși, acea casă nu era locul unde a fost ținut captiv. Ashcel a fost transferat într-o altă mașină și din forma confortul și zgomotul oferit de bancheta din spate și a dat seama că se afla într-un Cadillac sau biuc. El a început din nou să calculeze în minte și a bănuit că a fost captiv în cea de-a doua mașină pentru 3 ore până la următoarea oprire într-o benzinărie. Bătrânul Așcel a fost din nou atent la detalii și a ascultat conversația răpitorilor săi cu un localnic în afara mașinii. El a spus ofițerilor FBI că a auzit asta. Recolta de aici este destul de arsă de soare, totuși s-ar putea să recoltăm mai mult sorgum. Răpitorii au pornit din nou la drum și au observat că afară începuse o furtună torențială, iar bărbații au fost nevoiți să oprească mașina. După ce furtuna s-a oprit, ei au continuat să meargă pentru foarte mult timp și atunci când au oprit, unul dintre ei a făcut o greșeală prostească și a spus lui cel cât este ceasul. El a fost condus în interiorul unei camere cu două paturi din fier. De asemenea, Așcel a auzit și vocea unei femei în casa în care a fost ținut captiv, chiar dacă răpitorii săi i-au pus vată în urechi. Câteva zile mai târziu, omul de afaceri a fost dus într-o altă casă, aflată la 15 minute de Acolo a auzit animale de fermă și, din nou, un bărbat și o femeie într-o altă cameră. Însă erau voci noi pe care nu le mai auzise până atunci. El a continuat să memoreze toate detaliile destul de remarcabil. Pe scurt, în decursul a câteva zile, Ashcel a auzit diferite animale în afara casei unde era ținut captiv. El a auzit frânghia și scripetele unei fântâni aflate în partea nordică a casei și a realizat că în fiecare dimineață, în jurul orei 9.45, trecea un avion pe deasupra sa. Majoritatea oamenilor răpiți își plâng de milă și se gândesc la un mic dejun copios, însă nu și așcel. El descifra împrejurimile locuinței unde era captiv tot timpul și a observat un lucru extrem de important. Și anume, într-o dimineață a plouat torențial și avionul nu a zburat pe deasupra sa în acea zi. Câteva zile mai târziu, recompensa pentru eliberarea lui a fost plătită și a fost eliberat într-un oraș de unde a mers direct către secția de poliție unde a povestit toate detaliile valoroase agenților FBI. El știa cu aproximație în ce mașină a fost transportat, știa durata de condus către fiecare destinație unde a oprit răpitorii săi. El își aducea aminte ce era în împrejurimile casei unde a fost ținut captiv și camerele unde a fost dus. Știa de asemenea condițiile meteorologice de la acea vreme și, cel mai important, avionul pe care l-auzea în fiecare dimineață. Astfel a început ancheta FBI-ul a făcut public dosarul răpirii lui Ashcell, unde este scris că meteorologii de la biroul meteorologic din Dallas au fost contactați imediat. Cercetătorii de acolo au spus că, potrivit detaliilor oferite de Ashcell, acesta a fost ținut captiv în orașul Paradise din Texas. Dat fiind durata de condus până la acea destinație, totul avea sens. De asemenea, în această locație porumbul a fost pârjolit de soare. FBI-ul a scris că lucrurile se potrivesc în cele mai mici detalii dacă a fost ținut captiv în orașul Paradise, pentru că era un avion ce zbura în fiecare dimineață la ora 9.30 pe deasupra orașului. Agenții s-au uitat în registrele locale să vadă dacă locuiește cineva important în acel oraș și spre surprinderea lor au descoperit un nume, nu vom trece încă o dată prin povestea acestui caz, vă vom spune că mulțumită vigilenței lui Ashel, toate persoanele implicate în răpirea sa au fost arestate. În concluzie, sfatul numărul 1 în cazul în care ești răpit este să notezi în minte toate detaliile împrejurimilor în care te afli. Răpirea ta trebuie construită în minte ca o poveste scurtă pe care trebuie să o repeți la nesfârșit pentru a nu uita detaliile. Ca orice autor bun, Aschel și-a imaginat camera în care era ținut captiv, animalele și fântâna de afară, avionul, ploaia, discuția despre arșița de afară și toate celelalte amănunte descrise mai devreme. Totuși, trebuie să spunem că el a fost norocos pentru că răpitorii săi nu erau acolo pentru a-l răni, voiau doar recompensa pentru eliberarea sa. De fapt, tratamentul lor vis-a-vis -vis de persoana răpită a fost unul normal. S-ar putea ca tu să nu ai același noroc dacă ești răpit. Poate ești o persoană obișnuită și părinții tăi nu au suficienți bani pentru a te răscumpăra. Însă acest lucru nu ar descuraja un criminal sadic. El nu vrea o răscumpărare, vrea să te privească în ochi în timp ce te rănește sau poate că se va comporta frumos până când decide să termine cu tine. Ai putea fi de asemenea victima unei bande de cartier care are nevoie de o persoană inocentă pentru a influența poliția locală atunci când săvârșesc alte infracționalități. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori, deci nu te gândi că dacă nu superi pe nimeni și ești un tip de treabă, nu vei fi răpit niciodată. Gangsterii și criminalii în serie ar putea alege o victimă la alegere, însă unii profită de oportunitate atunci când vine vorba de răpirea unei persoane și aleg la întâmplare. Pentru început, cel mai probabil răpitorul tău nu vrea să te ucidă imediat, dar dacă te lupți, lovești cu picioarele sau țipi cât pot de tare și faci ca în general lucrurile să fie complicate pentru infractor, s-ar putea ca acesta să termine cu tine pe loc. Dacă pur și simplu nu ai o cale de scăpare, atunci împacă-te cu ideea și așteaptă pentru oportunități mai bune de a scăpa din situația periculoasă. Însă, dacă poți câștiga o luptă corp la corp, atunci luptă. Apropo, dacă ești captiv într-un porbagaj, deschide-l cu ajutorul mânerului de siguranță din interior și fugi cât poți de repede. Strigă după ajutor, viața ta este la mijloc. Dacă nu există un mecanism de deschidere de siguranță, poți sparge lampa din spatele mașinii și să semnalizezi celorlalți participanți la trafic. Chiar și cel mai banal șofer va suna la poliție raportând că o persoană răpită într-un porbagaj face semne de ajutor. Bineînțeles, este o mare diferență între a fi răpit de cineva care dorește să-ți facă rău și cineva care te-a răpit doar pentru o sumă de bani, dar în ambele cazuri este foarte important și de mare ajutor să faci un raport în minte despre împrejurim și răpitorul sau răpitorii tăi. Peter Vronsk, posibil unul dintre cei mai importanti scriitori despre criminali în serie, spune în cărțile sale că au fost cazuri în care criminalii au eliberat persoanele răpite pur și si simplu. Deci nu-ți face griji și nu începe să complici lucrurile mai mult decât este necesar. Dacă te confrunți cu un criminal psihopat, trebuie să-l ții calm și si să îi induci o stare de bine. Dacă cei care te-au răpit sunt membrii unei bande rău famate, trebuie să rămâi calm și si folosește-ți cuvintele pentru a ușura situația. Dacă îți cer să faci ceva, doar fă-o, nu pune întrebări și nu te plânge atunci când ești în inferioritate. Exploatează orice șansă ți se oferă, fi deștept și nu te panica. Până și celebrii criminali Ted Bundy și Ed Kemper au eliberat persoane răpite, este foarte probabil că nu voiau să aibă de-a face cu cineva uman care îi depășea. Folosește orice șansă sau greșeală pe care o face cel ce te-a răpit. Bandy a eliberat o fată spunându-i: Este ziua ta norocoasă, dispar din mașina mea. Ea spune că părea dreaptă și rațională pentru el chiar dacă era doar un copil. Celălalt criminal în serie, Kemper, a eliberat o fetiță atunci când a vărsat pe jos niște pastile și aceasta a argumentat că și tatăl ei folosește aceleași medicamente. Criminalul a cedat și chiar a întrebat-o pe fetiță despre situația tatălui. Ea a fost eliberată și nu a sfârșit sfâșiată în bucăți de Kemper. Poți vorbi deseori cu agresorii tăi amănunte accidentale, însă nu aduce în discuție actul de răpire în sine sau intențiile răpitorilor despre care ai citit la școală. Dacă, de exemplu, vezi că trece pe lângă un magazin pe care îl apreciază, vorbește despre asta. Dacă este redată la radio o melodie renumită, discută despre ea. Dezvoltă un dialog normal, calm și cu intenții bune. Deconectează-te de la scenariul în care ești răpit chiar dacă pare imposibil. Rămâi lucid. Desigur, nu încercăm să spunem că nu trebuie să scapi dacă găsești o cale de ieșire din acea situație, în special dacă te afli la mila unui criminal dement, ci că ar trebui să îți planifici planul de scăpare cu meticulozitate și să induci o stare de confort celui care îți vrea răul astfel încât să lase garda jos. Dacă ești prins încercând să scapi, se va sfârși cu tine, însă dacă reușești să te eliberezi, atunci poți încerca să scapi de agresor, însă mai întâi studiază locul în care te afli. Sunt ușile încuiate când merge cel care te-a răpit la culcare? Ce se întâmplă în împrejurimile casei? Există ceva în apropiere pe care îl poți folosi ca o armă? Cât de rapid ajunge la tine în cazul în care aude că ceva nu este în regulă? Dacă ești sigur că poți scăpa, atunci nu ezita, însă fi precaut. Totuși, haideți să spunem că nu vei pleca nicăieri pentru ceva timp. Aștepți și știi că trebuie să rămâi calm pentru a crea un raport în propria minte despre agresorul tău ca să fim brutal de onești, dacă cel care te răpește este la fel de psihopat precum Ted Bundy, faptul în sine că ești în viață pentru câteva ore este un miracol. Totuși, trebuie să rămâi calm, indiferent de situație. Calmul tău te-ar putea salva și în cele din urmă să trăiești cu câteva traume este mai bine decât să te descompui într-o pădure uitată de lume nici măcar nu încerca să plângi sau să fii trist în fața unui criminal, vorbește-i frumos dacă ai puterea și nu te agita, nu îl minți, nu te gândi că îl poți manipula, deci nu pretinde că sunteți cei mai buni prieteni sau că te bucuri de această experiență. Criminalul își va da seama și nu vei face decât să-ți grăbești moartea. Ține minte că nu sunteți prieteni, dar totodată încearcă să nu pari o amenințare sau să-l super cu ceva banal. Dacă ești reținut de o bandă, nu începe să pui întrebări despre identitatea lor, pentru că le dă mai puține motive să te elibereze dacă știi mai multe informații despre ei. Cu cât știi mai puține, cu atât mai bine. Poți să fii vigilent și să observi lucruri fără să pui întrebări. Poate sună ciudat, dar încearcă să te simți confortabil, dar totodată alert. Pentru a rămâne lucid, încearcă să meditezi în propria minte și concentrează-te pe respirație. Fă aceste lucruri când nu sunt detalii pe care să le observi. Atunci când ești capturat pentru bani sau pentru a fi folosit ca pârghie pentru a influența polițiștii, cu cât te afli mai mult timp în această situație, cu atât îți cresc șansele de a scăpa. Cel mai probabil, acești oameni nu vor să te omoare dacă te-au răpit pentru a profita de pe urma ta. Crima este o ultimă soluție și poate însemna o sentință la moarte dacă sunt prinși. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!